bă, băieți, astăzi avem un nou haul de la băieții la Hugo Boy de 25 de kg. Însă acum cum Hugo Boy nu mai merge, am ales CM Fans ca agentul pe care o să-l folosesc eu. Și de asemenea, dacă vreți să-l folosiți și voi, semnați pe linkul din bio pentru cel mai ieftin transport și verificați mail-ul să nu aveți probleme cu contul și să primiți acolo cupoanele. De asemenea, repgalaxy.com pentru cel mai mișto founder de pe CM Fans. De asemenea, nu uitați de like și de coment și un subscribe dacă vă lasă inima pentru mai multe clipuri de genul. Așa că, fără să delungim prea mult, vă las cu haul. Bă, băieți, astăzi avem un nou haul de 25 de kg. Puteți observa aici două colete și o să le deschidem împreună și ca să nu facem un haul pentru fiecare în parte, că nu e entertaining deloc. Fără să ne lungim prea mult, repgalaxy.com pentru cel mai mișto finder, de asemenea semna pe linkul din bio pentru cel mai ieftin transport, plus codul România pentru încă 15 dolari gratis la următoarea comandă. De asemenea, dați-vă acolo un like, un subscribe și un coment dacă vă place și vreți să mă susțineți și pe mine. Deci fără să ne lungim prea mult, am pregătit aici carambitul și dăm cu coletele. Prima chestie, putem observa o chestie asta de carton cu scris în chinez aici, nu înțeleg foarte bine ce înseamnă, o deschidem și vă arăt în detaliu. Prima chestie din hol, avem aici o cutie Stasi, ceva degenerată și la interior, ați mai văzut așa ceva în România și probabil nici prin afară, avem mare umbrelă Stasi, 6 dolari am dat pe ea, ceva de genul ăsta, cam așa arată și vă deschid să vă arăt, să vedeți și voi mai bine. Umbrela se deschide cu o capsă, nu prea are branding mai pe nicăieri decât aici, nu știu dacă puteți observa, scrie Stasi jos. De asemenea, haideți să o și deschid, facem aici senzație. Bum! Cam asta este și umbrela, ceva de generată. Sigelul și așteptări să ai de la o umbrelă, adică doar dacă vrei umbrela aia de la Rolls, super exclusivă, dar până în afară de umbrela aia, cred că orice umbrelă e o umbrelă obișnuită, cam vreau să scrie Stasi pe ea, e efectiv un moft și n-aveți nevoie de așa ceva. Deci să-i dau o notă pentru calitate și pentru greutatea de închidere a umbrelei. Sincer, o să-i dau un 9 din 10, mai mult n-am cum. Și de asemenea avem și husă la ea, adică un detaliu de menționat și doar dat în vedere. Dacă vreți să băgați umbrela, știu eu, într-o husă. Aș vedea mai departe cu haulul și următoarea chestie e din nou o cutie asta de carton. Operanțele ce-mi trimit toate packaging-urile astea. Însă, la interior avem aici o husă simplă de Apple pe care am văzut-o vreo 8 de cenți. Husa asta o deschidem și vă arăt în detaliu. Ceva degenerată, nimic foarte special, la fel și pe spate. Pe spate schimb n-are branding, dar overall quality pentru 8 de cenți, sincer, chiar e ok. Dar plătiți foarte mult internal shipping, gen practic transportul până warehouse la ea. Așa că dacă o vreți totuși, aș recomanda să ia ca minim două huse pe haul, că altfel nu se justifică să plătiți mai mult pe transport până warehouse decât pe husa în sine. Acum că am terminat și cu husa, continuăm cu restul haulului și avem aici o cutie cu Pokémon, cu Pikachu, în colaborare cu Coz. Chiar sunt curios cum e figurina asta, a fost vreo 6 dolari ceva de genul pentru camera asta nouă pe care nu știu câți dintre voi ați văzut-o pe live-uri, dar probabil majoritatea știți de ea. Cutia este goală și la interior avem aici mare bubble wrap cu figurina în sine, ceva degenerată, vine în 1000 și una de protecții. Sincer, e un lucru bun, că dacă îmi venea desfigurată figurina, chiar mă supăram. Și da, bă, băieți, cam asta e și figurina, ceva degenerată, ceva foarte mic. Până la urmă se și justifică prețul, că până la urmă dacă era o figurină mare. Și o să vedeți dacă mă lasă și pe mine să trimit băieții din warehouse, că la momentul la care filmez eu nu pot. O să le vedeți și pe celelalte mai mari, dar până una alta o vedeți și pe asta mică, ceva degenerată. Deci overall quality chiar miștos și se dau o notă clar 10 din 10. Și dacă se vede pe cameră, de-am găsit acolo în dreapta mea un loc și să continuăm cu haulul, că probabil haulul vă interesează și nu unde pun eu figurinele prin cameră. Avem aici la interior mare pereche de Alexander McQueen, o foliată de la Budget Shoes, cum bine am obișnuit, ca degenerată și cutia. La interior avem packaging-ul specific Budget Shoes cu punga McQueen, cu cărticelele astea, nimic foarte interesant. De asemenea, săculețul McQueen și cardul de fidelitate, extra shoelaces. Și la interior vă vezi piesa de rezistență, avem o pereche de Alexander McQueen, lăcuiți aici în spate, cu știretele Baby Blue, însă oricând le puteți schimba cu astea albe, ceea ce este un lucru bun. Să revenim și cu un close-up la ei, ceva degenerată perechea, branding-ul Alexander McQueen pe limbă. De asemenea talpa, ceva degenerată și în spate, on point totul. Deci practic pentru 35 de dolari, sincer să vă zic, nu pot să le fac try-on, dar știu calitatea. Și de menționat la perechea asta, pe partea din spate aici avem textil și nu cam la perechea mea un burete, ceva de genul. Deci din punctul ăsta de vedere mi se pare un detaliu mai mișto. Și de asemenea e și colorat baby blue, deci n-aveți ce să reproșați la el. Deci sincer pot să vă zic din experiență, v-am zis, nu e mărimea mea, nu pot să-i fac try-on, dar din experiența mea și faptul că-i por săptămânal pe ai mei de la Budget Shoes, pot să le dau liniște un 10 din 10 pentru preț. Nu ar fi cei mai buni de pe piață, dar sincer, raport calitate-preț chiar sunt cei mai buni și chiar fac o treabă bună, băieți. Acum că am terminat cu McQueen, i-am lăsat aici în dreapta mea și continuăm cu haulul și la interior aveam o pereche de Air Force și de mult i-am așteptat, sunt Air Force și mei, am evitat pe cât posibil să-mi iau o pereche de Air Force, că nu-mi plac și sunt mult prea purtați, dar sincer, pentru că n-am văzut în România și pentru că mi s-a părut foarte șmecheră, avem aici perechea de Air Force cu Utopia, ceva degenerată, mi se pare chiar super calitativ și sincer, pentru prețul de 27 de dolari,
care putem da pe ei, sincer, n-aveți ce să le reproșați. On point, cu scrisul ăsta aici, Travis Scott, Cactus Jack, Utopia, n-aveți ce să le ziceți. Chiar o pereche decentă, o pereche solidă, purtată daily și la sală și în orașul unde vrea voi să o purtați. Revenim și cu Traianul și vă zic cum se simt din picior, dar sincer, așa, de la aspect și raport calitate-preț, pot să le dau încă de pe acum o notă 10 din 10. Bă, băieți, Traian la Air Force și Utopia, ceva de genul ăsta, calitativ, on point, cum ar trebui să fie, de vară, fresh, tăvălit, sală, tot ce vreți, 10 din 10, clar. Ce să vă arăt în haulul ăsta, dar sincer, deja l-am văzut și nu mă pot abține, avem aici o cutie de Versace Chain Reaction. E mai proastă și un beci, mult mai proastă decât ceilalți pe care i-ați văzut de la Koala. Au fost vreo 600 de dolari, ăștia sunt ceva mai ieftin, ceva mult mai ieftin, din 21 de dolari, 18 de dolari, ceva de genul. Ea din start vă zic că e proastă și deschid și foarte dubios. Și vin înfoliat, așa că o să-i deschid din folia asta și o să vi arăt în detaliu. I-am scos și din folie și la interior, bă băieți, am aici perechea de Versace și sincer să vă zic, la prima atingere, așa pot să vă zic că clar se justifică prețul în plus de 86 de dolari. Se simte că ăștia sunt ceva mai ieftin. Nu mai zic că sunt aici greșeli de finisaj, o să vin mai aproape să vă și arăt. De asemenea, tagul pe interior e prost și, nu știu, la transport, acum am stat în cutie, s-au deformat cât de cât și a lăsat riduri așa pe partea asta de cauciuc, pe talpă, ceea ce chiar nu e un lucru bun, deci pur și simplu din condiția Adidas-ului și din calitate la prima vedere, mai mult dă sincer, 7 din 10 cu indulgență, nu pot să le dau. Da, vă vezi că ăștia sunt și Adidas și sincer, calitatea se vede că nu este cea mai bună. Adică puteți observa și aici, practic de la transport sau din fabrica, au aici niște riduri destul de subtile totuși. Nu mai zic pe talpă aici, puteți observa mai bine partea asta de riduri și de probleme. Da, transport în fabrică, nu mai zicem. Și de asemenea, tagul pe interior care nu are nicio legătură cu cum ar trebui el să arate în viața reală și practic cum sunt ei originali. Adică cred că puteți observa diferența de calitate încă de aici. Ăștia stai mei. Și de asemenea tagul pe interior, ceva de genul arată auriu, spre deosebire de limba asta și de tagul ăsta care v-am zis este foarte prost. Diferența de preț, sincer, chiar se justifică pe ceilalți, însă revin și cu Traianul, sper măcar să fie comod să-i mai salveze un pic de la nota asta foarte proastă, 7 din 10. Și știți că încerc să fiu cât de sincer se poate cu voi și să nu pompez practic notele la iteme, dar chiar și așa rare ori se întâmplă să dau 7 din 10 și ăștia chiar sunt ceva rău de tot. Bun, băieți, am terminat și cu Versace Reaction cu rătănile alea și continuăm haul-ul. După o sesiune lungă de deschis, am observat aici că avem nelipsiți ochelari Pit Viper, pe care ați mai văzut de foarte multe ori pe canal, adică i-am luat până și în primele mele hauluri de anul trecut. Este ceva de generat, nimic foarte special, până la urmă Pit Viper, aici se învârt, dar nu vreau să-i forțez, că până la urmă, decât să-i rup, mai bine îi țin așa. Aici nimic de reproșat, să le dau o notă, clar, 10 din 10. Am lăsat deoparte Pit Viper și continuăm următoarea chestie din haul, avem aici mare mousepad Koz pe care știți că l-am așteptat de foarte mult timp. Pute nene, a pute într-un stil rău de tot. Avem aici mousepad-ul, v-am zis că mi-a plăcut. Arăta ceva mai albastru, sincer, din poze. A, cam ăsta e. Sincer, ca fost jucător de Counter-Strike, pot să simt așa calitatea mousepad-ului. Eu folosesc unul la SteelSeries de atâta timp. Și ăsta nu e rău, am dat, nu știu, 3 dolari pe el, 5 dolari pe el, se justifică la prețul ăsta și la mărime, dar sincer, aveți opțiuni mult mai ca lumea pe internet și practic suprafața de aderență mult mai calitativă ca să împușcați voi bine pe CS sau pe orice alt joc jucați. Așa că dacă vă interesează mai mult designul și nu performanțele, clar este un mousepad bun, însă dacă vreți să împușcați și să nu mai muriți de fiecare dată când intrați pe site pe Mirage, sincer, nu-l recomand. Deci overall quality se dau o notă 9 din 10. Deci practic, după cauciucul ăla care mi-am putit tot haulul ăsta, îl continuăm și avem aici o plăsuță din asta și la interior avem aici niște ochelari care au fost un pic deformați, sincer, de la transport, însă știți și eu știu, m-am plictisit deja de acești ochelari, nelipsiții ochelari off-white, nici nu vin mai aproape să vi arăt că știți deja. Singura problemă la ei e că pe aici, pe partea asta de interior, nu aveți branding, deci în afară de treaba asta, chiar sunt calitativ, chiar sunt mișto, aveți și husă la ei, deci practic sunt 100% protejați și să le dau o notă pentru simplu fapt că nu au aici branding, 9 din 10, dar dacă ar fi avut, ar fi fost efectiv perfect. Continuând haul-ul, avem aici o șapcă, avem aici folia Chrome Hearts și la interior avem aici șapca regenerată, avem aici și branding-ul Chrome Hearts. Nu știu sincer cât am dat pe ea. Dar ca să vă arăt în detaliu, avem aici emblema Chrome Hearts, ceva de genul arată. Pe interior avem aici branding-ul Chrome Hearts și cu folia asta ceva de genul arată. Branding-ul pe interior. Sincer, nu sunt purtător de șepci, dar asta chiar pare calitativă. Sincer, am luat mai mult să o pun pe un raft. Dar sincer, atâtea rafturi în camera asta nouă, păcat să nu le umplem. Chiar mișto, calitativă, dacă voi portați, eu nu port. Te dau o notă 10 din 10. Bun, bă băieți, continuăm haul-ul. Mai avem încă cutia asta de carton. Destul de stafidită, am putea spune, cutia asta de carton. O lăsăm deoparte și la interior
ce să vedeți, mai avem niște ochelari Pit Viper. Se pare că este o culoare diferită, dar sincer nu vin să vii mai aproape. Același beci de 3 dolari, ceva de genul arată. Sincer, pentru prețul ăsta, aveți niște parabrize mișto, să le dau o notă 10 din 10. Continuăm cu următorul. Pe interior avem încă o pereche de ochelari, ce să vedeți. Din nou cu abețica asta și cu USA, din nou înfoliați foarte bine, nu mai vreau să stăm foarte mult timp pe treburile astea pentru că i-ați văzut de nenumărate ori pe hauluri. Eu m-am plictisit de ei, probabil și voi. Ochelari simpli, off-white, negri de data asta, fără culoare în ledilă și fără ăsta schimbat, clasic, alb, negru, cum ar trebui să fie. Sincer, din nou aceeași problemă, aceeași notă, 9 din 10. Cum vă văd, sperăm că am terminat de ochelari și continuăm haulul. Avem aici încă o folie din aceasta. Hai să vedem sincer ce conține, chiar sunt curios. Și la interior, ce să vedeți, încă o pereche de ochelari, din nou aceeași husă, nu v-ați dat seama până acum, dar data asta, în premieră, avem o culoare nouă de ochelari off-white, o culoare care nu știu sincer dacă există sau nu, însă, nici ochelari off-white, corespunzător gri de data asta, nu știu cât se poate observa pe cameră, sper să se poate observa, totuși, nici ochelari gri, off-white, ceva de genul arată, din nou, fără branding pe interior, dar până una alta, sincer, din poze nu-mi plăceau, dar in-hand nu arată chiar de rău și le dau notă la ăștia 9 din 10, pe simplu fapt că dau branding. Și la interior avem aici 8. Pungă, cea mai mare parcă decât cele de ochelari, desigur nu e o pereche de ochelari. Și la interior, bă, băie, ce să vedeți, aveam o pereche de dunk-uri, niște VT Badge Dunks. O să vin cu un close-up la ei, dar overall quality până acum arată destul de promițător. Bun, bă, băie, ceva de genul arată, niște dunk-uri VT Badge on point, adică efectiv nimic de reproșat, sincer. Nu sunt eu mare fan dunk-uri, ăștia sunt mărime de fete, ceva de genul arată și tag-ul pe interior. Deci să le dau o notă 10 din 10 pentru 20 de dolari cât am dat pe ei, sincer, nimic de reproșat. Bun, bă, băie, cu un haul, avem aici o pungă din nou. Pare o pereche de Adidas la interior, ce să vedeți, avea mare pereche de Easy Slides, culoarea azur blu, dacă nu mă înșel, adică practic albastru pe românește. Și aia a doua pereche. Facem direct aia, nu vi mai arăt, mai încolo. Singura problemă, un pic de format aici de la transport, puteți observa. Aceeași textură, parcă un pic mai comun decât aia Onyx. Însă, overall quality, chiar mișto. De W Beige, 16 dolari, să le dau o notă, 10 din 10 clar. Sunt cei mai mișto șlap și cei mai comod pe care puteți avea pentru vara asta. Cum vă băieți, și ultima chestie din haul, avem aici mare pereche de Adidas. Și la interior avem o pereche de dunk-uri VT Beige de asemenea. Și dunk-uri off-white data asta cu extra laces neon. Sincer, ei așa arată foarte bine, însă ce nu-mi place este partea asta de limbă. Mi se pare ieftină, mi se pare un plastic de 2 lei. Culoarea asta, practic scrisul, nimica de reproșat, nu văd practic greșeli de stitching. Overall quality așa arată destul de bine. Din nou aici, nu știu dacă vă pricepeți voi, eu nu mă pricep. Talpa, ceva de genul arată. Deci, sincer, să le dau o notă la ce am văzut până acum, exceptând limba asta. Să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii dacă este bună. Dar dacă nu este bună și la cum arată și calitatea pe ea, sincer, maxim, da, maxim 9 din 10. Bă, băieți, acum că am terminat cu primul colet, revenim și cu al doilea aici de față. Bă, băieți, acum că am reușit să și deschidem, putem observa aici o multitudine de haine. Și prima oară hai să vedem ce avem în urmă. Deci avem un vacuum bag, două vacuum bag-uri, la interior plin ochi, numai de produse. Prima chestie din haul, avem aici o pungă din aceasta. Bă, ură, bă, ură, mi-au închis-o. Și la interior avem aici încă o pereche de ochelari off-white. Nu e foarte special. Și ce să vezi, este o culoare nouă decât cei pe care am văzut până acum. I-am văzut negru, i-am văzut cu auriu aici. Și de data asta avem cu albastru. Și sincer, chiar sunt șmeche. Adică tot 9 din 10 când au branding, dar chiar sunt tare și am și o pereche de ăștia și folosesc la party-uri sau la un șpriț, știți și voi. Bă, băieți, în haulul, următorul produs, avem aici încă o pungă din aceasta. La interior avem aici niște Chris Protectors, numai că nu dați 35 de lei pe o pereche de Chris-uri, și dați 10 lei pe tot malderul ăsta de Chris-uri. Efectiv, să uitați câte sunt. O să le testăm și vă zic acum, o să apară undeva pe aici pe ecran, dacă într-adevăr au fost bune sau nu. Dar așa, packaging foarte ieftin și la prima vedere n-am decât să le dau 10 din 10. Bun, vă băieți, următoarea chestie din haul, din nou o pungă, o deschidem. La interior, ce să vedeți, încă niște Chris Protectors, doar că de data asta îi avem pe negru. Și continuăm cu restul haulului. La interior avem mare curea. O desfacem și vă arăt mai bine. Avem o curea Fendi, ceva de genul arată. O curea Fendi, sincer, de buget, din câte mi-aduc aminte. 5 dolari maxim am dat pe ea. Și să vă arăt mai bine catarama asta, ceva de genul arată. Cam asta este și brandingul de pe curea. Sincer, să-i dau o notă clar 10 din 10, 3 dolari și primiți efectiv o calitate bună. E și o curea care vă ține pantaloni. Bun, bă, băieți, continuăm haulul. Avem aici încă o plasă din asta și la interior, să vezi, două perechi de ochelari off-white. Mi s-a luat și mie, vi s-a luat și vouă,
aceleași veșnice coloriuri, nimic diferit de data asta, așa că nu o să vi le mai arăt. 9 din 10 sigur n-au branding pe interior. Bun, bă, băieți, am terminat cu ochelarii off-white sper pe haul ăsta și la interior aveam aici o plăsuță, ceva de generată. Mamă, bă, gândene cum pute, bă, deci m-am săturat, frate, deci ăsta e un haul olfactiv, frate, deci nu mai suport efectiv. Am aici un scotch suprim, ceva de generată, sper să lipească, sper să fie bun, dar overall quality așa arată destul de bine, e super calitativ, made in China aici pe interior, că nu se putea altfel, să-i dau o notă clar 10 din 10. Bun, bă, băieți, continuăm haulul, avem aici o curea Burberry de data asta. Ceva de genul arată cureaua, este foarte mișto, cam ăsta e branding-ul și pe interior. Nu știu câți dintre voi ați văzut pe haulul trecut, dar am un as exact pe negru și practic se poartă cu partea asta în față. Bun, bă, băieți, deci astea sunt curelele, veți observa, fața la asta este efectiv spatele la asta și de asemenea și invers. Niște curele mișto, am purtat-o pe asta, am ține pantalonii, nu cad, deci le dau notă 10 din 10. La interior aici... Cred că nu dau eu seama ce este. Da, și nu m-am înșelat. Practic este o pungă de haine murdare Chrome Hearts. Singura problemă este că aparent a transpirat pe drum și puteți să fie aici la urme de deodorant. Însă, în afară de treaba asta, ca destul de calitativă, încăpătoare de asemenea, pentru $4, dar 10 din 10. Continuând haulul, avem aici pungă din aceasta. La interior avem o curea. Haulul ăsta este haulul în care am băgat toate curelele posibile și imposibile. Și asta este o curea LV, ceva de genorată la $6. Probabil ați mai văzut-o pe canal, ceva de genorată și sincer, am mai văzut-o, am mai purtat-o, am mai probat-o. Avem și branding-ul aici pe interior. Deci se dau o notă pentru calitate și tot, clar 10 din 10, raport calitate-preț. Clar nu este cea mai calitativă, dar la prețul ăsta e 10 din 10. Bun, bă, băieți, continuăm haulul, avem aici la interior încă o pungă din aceasta. Și la interior avem aici tată bogat, tată sărac, o carte, pentru că n-ați mai văzut de mult pe canal o carte. Cred că se face aproape anul de când am mai comandat așa ceva. Practic este o carte, nu putem să facem legice, vă zic eu că are toate capitolele și tot scrisul pe interior în conformitate cu cartea originală. Sau asta e și spatele cărții. Și sincer, cartea asta e 100 de lei în magazin sau poate chiar mai scumpă și sincer, n-aveți de ce când puteți să o luați la 15 lei să dați 200, 150, 100 de lei pe ea, dar nu se justifică, deci se dau o notă 10 din 10. Singura problemă este că e doar cartea în engleză și nu și în român. Continuând haulul, avem penultima pungă. La interior, ce să vedeți, încă o husă Apple, ați mai văzut-o deja, 8-8 de ce în treaba asta și sincer, te dau o notă 10 din 10, v-am mai arătat-o și nu vă mai arăt, că practic vreți și voi să vedeți produse noi. Bă, băieți, pe lângă vechi în becurile astea pe care le avem aici, asta este ultima pungă din acest haul. Și în interiorul pungii avem perechea asta de Travis-uri, low, ceva de generată, niște Jordan 1. Avem și triple extra laces la ei, ceea ce este în totalitate de apreciat. Revin cu un close-up la ei. Să faceți o idee asupra lor, ceva de generată. Din nou, pe spate avem aici astea care sunt diferite, cum ar trebui să fie. V2B-ci astea, practic pe interior scrie Travis pe una și pe cealaltă în interior avem semnul de la Jordan. Ceva de genul e perechea. Uite, scrisul ăsta aici, nu prea știu, unii zic că nu știu pe ce cusătură trebuie să treacă. Nu mă pricep, suede este decent, deci practic eu mă leg de strict de calitate, nu de legice cu și alte chestii, deci să le dau o notă 10 din 10 clar la ăștia, nimic ai drept roșa până în punctul ăsta. Avem și triple extra laces la ei și $25 când am dat pe ei, clar o pereche care merită și o pereche pe care o puteți purta daily fără să vă doară, să vă gândiți că bă, n-ai bine o zgârii, o burdăresc și nu mai am ce face cu ea. Bun, bă, băieți, acum că am terminat și cu cutia, hai să-i dăm aici cu vechi în vegurile astea. Sincer, o grămadă de produse, o grămadă de haine și sincer, un haul complet, părerea mea. La 25 de kg n-ai ce așteptări mai mari să ai de la un haul, adică un haul lame de 25 de kg ar fi fost un haul de, să zic, 10 perechi, 12 perechi de Adidas și ăsta efectiv are diversitate, are decorațiuni, are tot ce vreți, așa că este de mai departe și cu hainele, că n-ați prea văzut sau n-ați văzut deloc de fapt până acum, doar accesorii, obiecte de decor, Adidas și deci haide și cu hainele că de bea aștept. Începem cu prima chestie, avem un hanorac Revenge care puteți aprecia faptul că este în clasă cu brandingul Revenge. La interior, cred că e beciul ăla de $10 de pe care am comandat și eu. N-avem aici și returi la partea de glugă, specific Revenge. Ceva de genul arată hanoracul. De asemenea, și pe spate, sincer, printul este unul bun. Este o calitate superioară hanoracul ăsta. Ăsta e și tagul și știți că l-am avut și pe unul pe roșu, care n-a fost la fel de bun. Dar sincer, ăsta chiar e tare și chiar e calitativ. Cum a fost și la Baby Blue, pe care l-ați mai văzut, deci să-i dau o notă 10 din 10 calitate preț. Cum bă băieți, Traian la hanoracul Revenge, ceva de generată, e o mărire mai mare decât al meu, pic oversize așa, da, clar calitativ și clar mișto, deci să-i dau o notă clar 10 din 10 pentru material și pentru preț, dar aveți în vedere că miroase un pic urât până la prima spălare, deci nu vă speriați că o să iasă. Următorul produs din acest haul, avem aici o pereche de blugi, din câte pot observa, o pereche de blugi Amiri. Mi se pare că ăștia sunt niște blugi Amiri de la Hengyu, linkul de pe care l-ați mai văzut pe acest canal, practic niște blugi la $45, Amiri, best quality din punctul ăsta de vedere. Nu știu dacă puteți observa, ăștia sunt blugii,
pe partea asta de jos, avem aici niște capse, practic putem să facem flare, putem să stea efectiv cum vrem noi pe partea asta de Adidas. Se ține de branding totuși, tagul Amiri, tagul Amiri din nou și tagurile Amiri din piele specifice, n-am nimic de reproșat, practic ne așteptăm de la Hengyu. O să revenim și cu Traian să vedeți exact cum sunt și cum se prezintă. Bă, băieți, avem aici Traian la blugi Amiri, ceva de generată, super calitativ și sincer. Simte materialul fain pe ei și de asemenea, uitați cum se mulează cu Maxi Trainer, ăștia, bă, e rupere, ține efectiv rupere. Să le dau notă clară 10 din 10, mă mențin. Thank you Club, best, pe Amiri, pe tot ce vreți voi, blugi. Băieți, scoți în haulul, avem următorul produs. Observăm aici încă de pe pungă, avem un produs de la Travis Scott cu Cactus Jack, ceva degenerată. Și la interior avem mare hanorac Travis Scott pe culoarea verde. Sincer, ia un tovară, nu știu de ce l-a ales pe ăsta. Eu sigur arăta ceva mai deschis, așa însă nu este atât de rău. Avem aici tag cu Nike Air întors, practic marca specifică Travis și spatele ceva de generată și sincer, calitatea pe hanoracul ăsta este demențială, este la un total nivel și pe partea asta de interior avem aici tagul Jordan, ceva de generată, este imprimat, probabil după câteva spălări o să se și ia, însă puff printul ăsta este chiar bun și chiar calitativ și calitatea pe el pare destul de bună. Revenim oricum și cu un Traian la el, dar overall quality și ca în prima impresie clar 10 din 10. Traian la hanoracul ăsta biscuit, ceva de dinorată, nic de reproșat. Asta e, cred că, el. Un pic oversize, cum îmi place mie. Merge size up dacă vreți fitul ăsta, dacă vreți pe piele și de sport, așa. Luați true size, fără să unge prea mult, 10 din 10, super calitativ și materialul și tot. Din haulul avem aici un tricou Palm Angels, beciul ăla la $7, dacă nu mă înșel. De data asta avem un tricou Palm Angels cu partea asta din față pe alb, chiar un tricou mișto. Niște tricouri pe care le-am purtat daily. L-am pe ăla cu mov aici și cu ăla negru. Avem și tagul palm și cu partea asta de branding. Deci, sincer, le-am purtat, știu cum sunt, ce le dau o notă 10 din 10, clar. Bun, bă, băieți, continuând haulul, avem aici următoarea chestie. De data asta avem o pungă cea mai slab calitativ decât restul. Însă, în ciuda pungii, vă zic că am aici cel mai și cel mai calitativ tricou care l-ați mai văzut și pe alte hauluri, gen beciu și nu tricou, dar sincer, nu arată el cel mai frumos, dar este un tricou la 33 trente, reprezent, ceva de genul arată. Nu mi-a venit să cred în QC-uri, dar vreau să vă zic că în viața reală arată mult mai bine materialul, se simte demențial. Cam ăsta e tricou, ceva de genul arată. Un tricou la 33 trente, dar chiar sunt curios să văd fitul cum e, însă la prima impresie chiar e mișto și chiar e calitativ. Bă, băieți, nu m-am putut abține și l-am pus pe mine și putem observa aici că avem un branding cu reprezent men, ceva metalic, foarte mișto. Sincer, un tricou de ție mai mare dragul să stai în el, fitul este unul bun, este true to size, deci să-i dau o notă clară 10 din 10, fără discuții. În următoarea chestie din această pungă avem ceva de la Maison Margiela Paris, un brand care sincer nu e foarte apreciat în România, însă în afară este efectiv mâncătorie curată. Când se bagă un nou drop, pe efectiv toată lumea e acolo. Avem tagul, mei să magera cu numerele și numerele din nou aici, foarte calitative, foarte mișto. Am ăsta e printul, un print mișto. Și de asemenea avem aici cusăturile, practic cu ce este prins tagul ăsta în simbolul celor la mai să Margiela. Deci încă un detaliu chiar bun și la $10, calitate și tot 10 din 10. Rămâne de văzut dacă e true to size sau nu, însă chiar mă uimește și printul e destul de ok. Brr, Margiela, avem aici Traian la tricoul ăsta mei să Margiela, foarte mișto, foarte calitativ, la vară. Fresh, se dau o notă 10 din 10, materiale și tot, chiar e șmecher. Și mersi băieți de pe live că mi-ați dat findul ăsta, chiar e un find mișto și calitativ. Continuând haulul, avem aici o pungă Easy cu gap. Ați mai văzut tricoul, nu este un tricou nou. Avem o parte de interior, tagul Easy, un fit mișto. Merge true to size cu ăsta, dar aveți grijă că e un fit destul de oversize. E un tricou pe care l-am mai purtat, se dau o notă 10 din 10 și rămâne așa. Și un beci bun la $10, sincer, chiar e un beci de buget și un beci mișto. Avem aici un hanorac Ralph cu zip, ceva de genul arată, beciul ăla la $24. Nu mai vreau să-l arăt, este ce trebuie, practic. Atenție la detalii, mă uimește de fiecare dată, puteți vedea aici logo-ul Polo. De asemenea, logo-ul pe interior cu Polo, cu toate size tag-urile și tot ce trebuie. Și să-i facem și un try-on, ceva de genul arată, foarte calitativ și mi se pare că este un fermoar nou. Deci, practic, l-au îmbunătățit, la genul se prezintă hanoracul, un hanorac mișto. Și, sincer, pentru $24 se dau o notă clar 10 din 10, sunt hanoracele mele preferate și practic brandul meu preferat all time. Bun, bă, băieți, continuăm haulul, avem aici următorul vechi, un vechi, ceva de genul arată. Și la interior, bă, băieți, avem aici niște perechi de boxer Calvin Klein la $3 pe care le-ați mai văzut, adică nu este nimic nou. Știți, nu facem try-on la așa ceva, însă, ceva de genul arată, singura problemă, au bara asta, au dunga asta aici. Însă, în rest, sunt foarte calitativi, foarte mișto și se le dau o notă sincer, clar 10 din 10,
pentru calitate, însă dacă este să fim foarte stricți, 8 din 10 este pentru dunga asta, că nu e ce trebuie, dar în rest puteți să-i purtați și nu faceți bube sau alte chestii dubioase. Deci am aici o pungă din asta care nu știu ce scrie exact pe ea, însă știu că este un tricou foarte mișto la interior. Tricou care nu are brand, adică nu o să vă arăt tagurile la el. Este un find pe care l-am găsit, foarte calitativ, aici cu niște ochi care plâng și pe spate avem textul ăsta. Overall quality înainte de try-in, totuși se dau o notă 10 din 10. Băieți, avem și tricoul ăsta no brand cu scrisul ăsta pe spate, clar calitativ și super mișto, turtle size, clar 10 din 10 raport calitate-preț. Următorul produs din haul, avem aici un tricou de fotbal. Știți că ați mai văzut produse de astea de fotbal. Avem aici un tricou de fotbal, știți că ați mai văzut ceva de genul arată. Avem aici custom pe spate, o să fie blurat numele că e al tovarășului meu și mi-a zis explicit să nu apară pe video. Deci, overall quality, super mișto, custom, 10 din 10. Următoarea chestie din vacuum bag, avem aici încă o plăsuță din aceasta, la interior. Ce să vedeți, încă un tricou, nou custom, puteți observa aici, nu o să durez. Manchester City de această dată, nou tagurile, Manchester City aici pe tagul ăsta dacă vă interesează. De asemenea, avem aici pe partea de interior încă un tag, o să vin foarte aproape de cameră. Și cam ăsta e tricou, puteți să-l faceți custom și pe spate, vreo 10 dolari a fost și ăsta și sincer, pentru un sintetic calitativ este super mișto. Clar, 10 din 10. Deci, următoarea chestie din haul, putem să aici direct Palm Angels și la interior avem aici mare tricou Palm Angels pe care l-am și eu. I-a plăcut la un tovară și a zis să-și lea și el, data asta cu negru. Am avut Las Vegas, acum avem Parisul cu negru. Calitativ, 7 dolari, ceva de genul. Și sincer, este cel mai copcălăresc tricou, ieftin, tot ce vreți. Se dau notă clar 10 din 10 și din nou nu o să vin cu try-on la el. Cum vă băieți, continuând haul-ul, avem aici din nou aceeași pungă, prost calitativă. Însă nu ne interesează punga, nu ne interesează packaging-ul, ne interesează strict ambalajul și sincer merită toți banii. Avem aici practic ce am povestit de 33 trendere, practic seller de la care a luat și tricoul de pe mine, foarte calitativ, numărul 1 pe materiale, părerea mea. Din nou, n-avem branding pe interior, dar calitatea materialelor vorbește de la sine. La deci nu arată asta, revenim și cu traia, nu și să-i dau o notă așa la prima vedere, clar 10 din 10. Nici nu stau să mă gândesc când vine de vorba de House of Errors și 33 trende. Pune-le cuvintele astea două unul lângă altul și o să zic clar 10 din 10, fără să mă uit sau să mă gândesc. Bun, vă băieți, avem aici și tricou la 33 trende, ceva de genul arată, House of Errors, super calitativ, super mișto, să dau notă 10 din 10, dacă aș fi putut să dau și mai mult, i-aș da și mai mult. Avem următorul tricou, House of Errors, la 33 trende, din nou fără branding, însă foarte calitativ și paf, fritul ăsta și tot, 10 din 10, nu mai stau la discuții, vă las direct cu Traianu. Bun, bă băieți, tricou, House of Errors, 33 trende, cel mai mișto, pe materiale, sincer, n-am ce să zic, 10 din 10, clar tricoul ăsta e bombărul de tot. Continuând haul-ul, avem aici County of Milan, Marcelo Burlon, direct, practic, super mișto. Și ia, vedeți cum își întinde aripile vulturul ăsta sau ce naiba este. Ceva de genul arată, un tricou pe care l-am mai luat, un tricou calitativ pe care te poți baza. Partea de interior avem tag-ul și cu chestiile astea două, clar calitative. Revenim și cu Traianu, îți dau o notă 10 din 10 pentru că știu beciu. Dar o să vadă și vouă cum stă pe mine și cum se prezint. Pentru că, vă zic și vouă, deși știți beciu, nu puteți garanta calitatea. E posibil să difere de la item la item, deci nu e nimic cert, concret sau așa mai departe. Dar când vine vorba de băieții de la 33 trendere, ăștia chiar sunt buni. Și au băieți, cam ăsta e tricoul Marcelo Burlon, face spatele mult mai mare decât e, că e cam inexistent de când nu mai fac sală. Deci, se dau o notă 10 din 10, materialul e super mișto pe tricoul ăsta. Continuând haul-ul, avem aici încă un tricou de fotbal cu FC Barcelona. Data asta, un tricou care nu este custom, este cu leva. Cred că poți să-ți dorești ceva mai mult de la un tricou. Super mișto tricou, se dau o notă clar 10 din 10. Următoarea chestie din acest haul, avem aici de la Ralph. Beciul ăla bun la 17 dolari de pantaloni scurți, niște pantaloni scurți Ralph, foarte mișto, low-key, așa de vară, foarte mișto, 17 dolari, nu vi mai arăt 10 din 10, revenim direct cu Traian. Cum vă văd, într-o Traian avem pantaloni ăștia scurți Ralph, albi, ceva de genul arată, super calitativ, super mișto, 10 din 10. Cum vă văd și următoarea chestie din haul, ne apropiem însă de final. Avem aici niște pantaloni scurți, tot Ralph, la 17 dolari. Practic, calitate și tot, 10 din 10, nimic de reproșat. Și ce nici nu mă doare, practic, e o găurică aici mică, nu știu dacă se poate observa pe cameră. Cam astea sunt și pantaloni scurți Ralph, puteți observa că nu prea se vede gaura aia, eu nici nu mai știu unde e. Clar calitativ, clar mișto, să dau o notă 10 din 10, îmi păstrez opțiunea. Prima chestie din hol, trebuie să dăm cu carambitul și la interior, tot de la băieți la Ralph, avem aici un hanorac pe gri.
ceva de genul arată. V-am zis că sunt nebun cu Ralph, cu chestii de genul ăsta. Așa arată din nou. De ăsta, în schimb, spre deosebire de la pe Blue Marine, are fermoarul vechi. Nu te deranjează, dar practic să fie fermoarul nou ar fi fost un atu din punctul meu de vedere. Am ăsta aici pe interior și sincer, zipul merge fără niciun fel de problemă. Te dau o notă clar 10 din 10, nimic de reproșat. Bun, bă, băieți, și ultimul try-on de pe acest haul. Avem try-on la hanoracul ăsta Ralph, la regenerată, cu emblema aici. Foarte calitativ, foarte mișto. Puteți observa și spatele cum arată. Trutul size merge pe el, calitate și tot clar 10 din 10, nimic de reproșat. Bă, băieți, cam asta a fost haul-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți în continuare clipuri de genul, lăsați și acolo un like, un comment și un subscribe. Orice întrebare aveți, vă aștept pe Discord și de asemenea nu uitați să sign-up pe linkul din bio și verificați mail-ul pentru cel mai fin transport și de asemenea repgalaxy.com pentru cele mai mișto finduri. Până una alta, ne revedem săptămâna viitoare la un nou haul. Vă pup și vă iubesc!